Nu crezi, rece. Gata. Salut, eu sunt Vlad și în episodul de astăzi o să vă prezint ce planuri am eu în 2017, adică ce obiective am în 2017 și eu zic că o să le reușesc pentru că am început deja anul așa, în primele zile am și filmat chestia asta, că am reușit să fac lista mea pe care am scris-o, o să vă arăt imediat și lista pe care am scris-o cu realizările din 2017, ce vreau eu să fac, cum aș vrea eu să fiu și o să vă prezint azi 2017 goals, adică trebuie. Toată lumea își face o listă în 2017, nu? Ca să înceapă anul bine, nu? 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 Da. 2017 goals. Teme și învățat. Nu mai beau. O să gătesc mâncare sănătoasă. O să fac curat mereu în casă. Vlad, ai făcut și tu curățenie? Da, am făcut curat! Nu o să mai îmi disper vecinii. O să fac lucrurile la timp. Vlad, ai zis de 3 zile că ții hainele din cameră, le-ai ieșit tu acum? N-am timp acum, sunt foarte ocupat. Party animal. Eu am fost, vă mulțumesc încă o dată că m-ați urmărit. Eu acum nu sunt sirena pentru că datorită lui Moge mi-a dat din seva lui Brută. Așa că ne vedem data viitoare. Ciao! Sunt în halat și îl filmez pe Vlad. Yeah!